Vă mulțumim pentru venirea la Cernăuți și pentru explicațiile pe care le-ați dat, la care s-ar mai putea adăuga și că nu vor putea fi nici corupții mici, pentru că întreaga comunitate va participa la nominalizarea și la susținerea persoanelor care vor fi tot de dumneavoastră, tot cei care sunteți aici, de taxii, societăți, înaintate pentru a fi considerați oameni al timpului pe care îl trăim. Adică perioada din octombrie 2014, decembrie 2015. În continuare, l-aș ruga pe domnul profesor Vestar Doru Tonga, rectorul Universității Petru Andrei din Iași, să spună părerea sa, pentru că este unul dintre susținătorii cei pentru populația întreagă care participă la acest proiect internațional. De-a lungul anilor demonstrații de rotament față de această publicație de timp. Da, mulțumesc, doamna consilieră generală, onorați invitația și mă bucur de prezența dumneavoastră aici și chiar vă mulțumesc de suflet pentru această întâlnire, ați onorat această întâlnire dumneavoastră la oameni din timpul din Cernăuți. Universitatea, o să vă întrebați ce treabă avem în parteneriat ăsta. Noi așa cum am face de 25 de ani când am înființat Fundația Academică Petre Andrei și cadrul Universitatea Petre Andrei din Iași, am înființat-o cu am înființat-o sub oblăduirea și la ideea lui Petru pe Andrei, al doilea din cei patru fiarul Petre Andrei. Petre Andrei, care a fost ministru Educației Naționale într-o perioadă cumplită 1938-40, făcând parte din guvernul Carol al II-lea, la rugămintea lui Iorga și altor mari intelectuali, mă lucru al lui. Petre Andrei, nu vreau să... Dar se discută zilele astea foarte mult despre recuperarea memoriei colective, despre memoria istorică și așa mai departe. Și pentru că sunt un loc sfânt, un loc care, într-adevăr, însește de cultură și e plin de istorie românească. Mi-am aminte și voiam să mai spun doar că Petre Andrei a fost un savant și un intelectual, necunoscut savant, post-moarte, după Revoluție, dar un intelectual recunoscut de contemporanii, de oamenii timpului lui, nu numai pentru că a fost ministru în cei doi ani, pentru că toată viața lui și-a murit foarte tânăr, toată viața lui s-a dedicat culturii. A scris excepțional despre valoare și cultură. Teza lui de doctorat se numește Filozofia Culturii. După ce a făcut un stagiu de 2 ani la Berlin, învățând din și citind și discutând cu mari filozofi neocantieni ai vremii. Petre Andrei a fost un om de verticalitate rară, în acel climat politic foarte complicat de care vorbeam, când o parte din inteligenția română s-a dus mai la stânga bolșevică, fiind captată de marile realizări ale Uniunii Sovietice. Altă parte s-a dus mai spre o doctrină eclectică, vină foarte bine și mai bine și acum foarte multe elemente de etnocentrism, naționalism, ortodoxie și care s-a chemat cu știință. Ei, în vremurile alea, Petre Andrei a scris în 1926, publicat studiul ăsta în 27, un studiu fascist, în care el analizează fascismul și ajunge pe 70 de pagini la concluzia că fascismul este identic cu bolșevismul, îi despart doctrina, ambele sunt totalitare, ambele sunt nedemocratice, ambele strivesc statul de drept și drepturile și libertățile omului. Pentru asta a plătit toată viața. S-a sinucis pentru că au nevolit legionarii lui Oreasima, dar erau la Iași și Liev Vlad Sturță, era prefectul regional al Iași,
Groza, îl chema pe comandantul care conducea trupa de 20 de legionari, care s-a dus pe Karl Marx, ăsta stradă română, actualmente strada Lazăr-Catargii, ca să ridice pe Petre Andrei. El a știut că va avea aceeași soartă cu Iorga, care a fost ciopurțit și murdărit cu fecalele românilor care l-au murit, aceeași soartă cu Iamandis sau cu Magiar. Și a preferat să se sinucidă. Dacă nu se omora, mă la pușcărie, în Sighet, probabil, că acolo era locul lor, comuniști. Oricum, roata istoriei s-a învârtit pe fiul său, Petru P. Andrei, de care vorbeam, care a fost președinte fondator al Fundației Academice Petre Andrei. A avut oricum și el pușcărie, pentru că la 20 de ani se juca de democrația, coagulând studenții din Iași împotriva bolșevismului, ca să mai lucrezi tot. Petre Andrei pentru noi este o sursă de inspirație, spuneam, este un creator de numai de legislație școlară în România, dar și de tratate, cărți, vreo 15 scris, care se vine la inegalabile și astăzi în spațiul filozofic, sociologic, politologic, nu numai fascismul de care vorbeam, care a creat o predicție scrisă în 27, s-a întâmplat exact cum a spus el acolo, după apariția regimului nazist și ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. De ce nu am invocat pe Petre Andrei? Ideea fundației a fost de a gândi, de a promova, de a ne apropia de tot ce înseamnă valoare, cultură. Universitatea nu s-a născut ca o afacere, cum au făcut toate buticurile alea academice după 90 în România. Noi am făcut o fundație cu profil cultural, care pe lângă opera savantului Petre Andrei să promoveze valorile culturii românești oriunde ar fi el. Oriunde ar fi el. De aceea suntem și alături de oamenii timpului și vrem să fim oamenii timpului și noi din acest proiect absolut generos pe care l-am îmbrățișat de prima dată. Dar în același timp a început ideea care a adăugat acel plus lângă Nord-Est. Plus ăla, ca să nu se lezeze niște sensibilități, înseamnă Chișinău și Cernăuți. Am salutat această idee și chiar pentru că ăla nu înseamnă numai un plus al imprimii acolo, numai o sumă mărită, de la 6 la 8, 8 comunități din regiunea de Nord-Est. Înseamnă o comunicare și o recunoaștere reciproc a valorilor noastre, românești și nu numai românești. Dincolo de cum ne-a aruncat istoria, eu sunt ardelean. Am născut în Ardeal, mi-am pus studiile la Iași. Deci am o educație multiculturală și am foarte multă istorie. Suntem aici de fericit pentru acest ambient pe care l-ați făcut dumneavoastră. Sper să mai venim aici. Dar de ce una peste alta ne-am apropiat de acest proiect? Pentru că aduce ceva nou. Poate și la dumneavoastră și la noi se fac tot felul de concursuri și tot felul de premieri, care de multe ori se dau pe bază de prietenii, de coterii, de tabere culturale și în cultură, să ne cunoaștem. Proiectul oamenii timpului introduce ceva nou, ceva inedit. Dumneavoastră, comunitățile, sunt cele care selectează, propun și tot din comunitățile locale, societatea civilă, ONG-urile, organizațiile culturale, mass media, care a fost prezentă la primărie, sunt filtrele, sunt actorii care filtrează aceste valori locale și le ipostaziază într-o talonjă, într-o perspectivă națională și nu numai. Vreau să spun că membrii juriului, cele 10 secțiuni pe care mi le-a enumerat domnul profesor Șandu, sunt conduse, sunt jurizate de personalități ale culturii române.